presupusul samsar taximetrist și povestea din spatele mașinii pe care o vindea. Da, despre asta o să vorbim în videoclipul de astăzi. Și eu zic că o să fie un videoclip puțin mai diferit pentru că o să facem un POV. Cred că n-am mai făcut deloc sau n-am mai făcut unul de foarte mult timp, nu mai mi-aduc aminte. Da, astăzi o să discutăm despre presupusul samsar taximetrist care vindea un Seat Leon. Cei care mă urmăriți și pe Instagram, cel mai probabil știți, am fost în concediu în România și am verificat destule mașini, nu știu, cred că peste 30 sau 40. Nu uitați să vă abonați și pe Instagram pentru că acolo postez ce mașini intermedie și verific, ce mașini am de vânzare. Deci de asta spun, dacă vreți să fiți la curent cu toate noutățile, nu uitați să vă abonați și pe Instagram. Bun, într-o zi am fost într-un oraș din România, nu vreau să dau numele orașului sau alte informații de genul acesta și ce țin să precizez, nu este un videoclip cu rea intenție absolut deloc. Adică, ba din contră, chiar mi s-a părut o fază foarte tare, vânzătorul a fost, cum se spune, caterincă, deci de asta spun, nu este un videoclip cu rea intenție. Mașina în cauză era un Seat Leon din 2006 sau din 2007, dacă mi-aduc aminte. Cum am spus, într-o zi am fost într-un oraș ca să vedem vreo 3-4 mașini. Am fost împreună cu clientul care vrea normal să-și cumpere o mașină. După ce am văzut 3-4 mașini, am găsit anunțul cu acest Seat Leon. La prima vedere părea că este vândută de către o persoană privată. Da, ne-am uitat puțin peste anunț normal și ulterior am sunat vânzătorul. Vânzătorul ne-a spus că este la taxi, de aici și povestea cu samsarul taximetrist. O să-mi spuneți voi la final, pentru că asta este ideea videoclipului, o să-mi spuneți voi la final dacă persoana care vindea mașină chiar era samsar sau nu știu, doar ni s-a părut nouă, pentru că după cum vorbea și nu știu cum se comporta, să spun așa, îți dădea impresia că este un vânzător de mașini care cu asta se ocupă. Dar în fine, o să-mi spuneți voi după ce urmăriți videoclipul dacă m-am înșelat sau nu m-am înșelat. Am contactat vânzătorul și ne-a spus că ne putem întâlni în piața de mașini pentru că na, acolo își vinde mașina. Din start am zis, bă, dacă omul să-și vinde mașina în piață, nu știu câte persoane private își vând mașinile în piețele auto. Păi în fine, am zis, na, nu este niciun fel de problemă, în 30-40 de minute o să mergem să vedem mașina. Problema era că na, noi eram într-un alt oraș, nu locuiam acolo și am vrut să vedem obligatoriu mașina chiar în ziua respectivă. Bun. După 30-40 de minute ajungem la locul stabilit, a zis că ne ia el de la începutul pieții, o să înțelegeți și de ce spun asta, pentru că mașina de fapt era chiar la capăt de tot, acolo era parcată. Iar pe acest scurt drum, să spun așa, nu știu, un minut jumătate, s-a salutat cu diferiți vânzători de acolo. Din nou, bă, dacă tu te ocupi cu taxi și nu te ocupi cu mașini, nu cred că ei cunoaște chiar pe toți de acolo, nu știu, poate doar dacă ți-au fost clienți la taxi, în fine. Și în acest minut el a început direct cu povestea, fără să-l întrebăm noi ceva, că mașina a fost ei soții sau a fost ei prietene, nu mai mi-aduc aminte, și că el nu știe mai nimic despre mașină, s-au despărțit și ea i-a lăsat mașina lui și pe acum vrea să o vândă, că și așa el n-are ce să facă cu ea pentru că na, avea mașina lui de taxi. Am zis, na, ok, na, să fie așa cum spune el. Bun, am ajuns la mașină, v-am spus, era vorba despre un Seat Leon din 2006 sau din 2007. Ne-am uitat prima oară la exterior, na, fiind o mașină din 2006-2007, normal mai avea defecte de ordin estetic, în orice caz se vedea că a fost o mașină cât de cât pregătită de vânzare. Bun, am deschis și capota, când am deschis capota mai să nu fac infarct, deci un motor plin de ulei. Cred că curgea ulei pe la fiecare garnitură, pe la fiecare semering, deci era un motor foarte plin de ulei. Bine, am mai văzut înainte cu câteva ore și cu câteva zile mașini la care motoarele erau la fel de pline de ulei, deci nu a fost mare diferență. În fine, și-am pornit mașina. A avut un mic zgomot la pornire, nu a pornit chiar din prima. El a spus că na, bateria, din câte știa, a fost înlocuită. Și normal, l-am întrebat ulterior despre distribuție, dacă are ceva informații, dar a zis că nu știe absolut nimic despre distribuție, despre ce s-a schimbat la mașină. Și acum stau să mă întreb, mă, dacă totuși ai trăit cu fata, femeia respectivă în casă, mă, eu mă gândesc că totuși ți-ar fi spus, uite, am schimbat asta la mașină sau va trebui să schimb asta la mașină. Deci, din nou, o chestie care nu prea pare plauzibilă cu a fost mașina prietenei mele sau soției.
Bun, am zis trecem și peste asta. Deci nu știa nimic despre distribuție, nu știa nimic despre ce s-a făcut la mașină. Am pornit-o, v-am spus, avea un mic țăcănit, ok, treacă, meargă. Și cel care a vrut să cumpere mașina a făcut și o minitură pe acolo prin piață. Și a accelerat-o puțin și când a accelerat-o a dat cu fum, cum se spune, nu? El a spus că așa fac toate mașinile pe benzină când, am uitat să vă spun, avea motorul de 1.6 benzină MPI de 102 cai. Da, și asta mi-a spus el că așa fac toate motoarele pe benzină. Aici din nou a fost o mică minciunică. I-am spus să verificăm și clima, să o pornească, să vedem dacă funcționează. Surpriză, nici clima nu funcționa. I-am spus și la vânzător, el foarte surprins, cum nu funcționa, că ieri am fost sau alaltieri cu mașina, era perfect funcțională, că nu există, a urcat și el în mașină, s-a uitat și da, nu mergea. Că nu are freon, că dacă vrem să cumpărăm mașina o să se ducă el să umple instalația. Am zis ok, na, dacă ai face lucrul acesta, oricum știam din start că nu o să-i recomand clientului meu să cumpărăm acest Seat Leon. Și da, ce țin din nou să precizez și asta este cu semn de exclamare, o să vă las și o poză pe ecran, de fapt, cu ce anvelope avea mașina. Adică, băi, când vezi așa anvelope la o mașină care este de vânzare, din start poate să-ți spună nu multe, foarte, foarte multe despre mașina respectivă, pentru că, măi, să conduci o mașină cu astfel de anvelope, nu știu, mi se pare, cel puțin mie, că trebuie să fii de-a dreptul inconștient. Deci anvelopele pur și simplu erau rupte, se rupea din anvelope, erau tot, nu mai știu, 2013, 2014, erau foarte vechi și se vedea că au fost folosite și iarnă și vară, nu conta. Deci era praf și lucrul acesta trebuie să te ducă cu gândul imediat că, bă, dacă nu-ți cumperi niște anvelope bune și totuși anvelopele sunt foarte importante la o mașină, înseamnă că și restul mașinii, nu știu, pe partea de întreținere, a fost cam la fel, adică a fost făcute cu jumătăți de măsură. Ceea ce, normal, cum am spus, din start trebuie să-ți dea de gândit. Bun, haideți că s-a pus și bariera, numai bine vă dau și ultimele informații, pentru că, da, poate a fost un videoclip destul de scurt, nu știu exact cât a ieșit, 23 de minute, eu am pornit camera mai devreme ca să poziționez totul, să se vadă cum trebuie. Da, deci cam asta a fost mașina în mare parte, v-am spus, ultimul preț 2800 de euro, cam aceasta a fost povestea din spatele mașinii. Poate am mai omis eu mici lucruri, pentru că nu mai mi-aduc aminte cu exactitate, nu știu, treaba asta s-a întâmplat în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, deci de asta spun, poate am mai uitat mici detalii, dar, cum v-am spus, cel care vindea mașina făcea taxi, zicea că nu are mașini de vânzare, dar de fapt mai erau încă 2-3 mașini în dreptul Seatului care aveau exact același scris pe anunț. Și cum am spus, da, prețul pentru acest Seat Leon a fost negociat la 2800 de euro. Deci la un prim contact deja mașina ar fi avut nevoie de un set de anvelope, 1000-1500 de lei. Chi de distribuție, clar, cu pompă de apă, la fel, 1000-1500 de lei. El spune că trebuia umplută clima, dar nu prea aș crede, cel mai probabil era compresorul, din nou vreo 2000-2500 de lei și, cum am spus, asta ar fi doar la o primă vedere, pentru că dacă ai fi început să mergi cu mașina respectivă, cu siguranță ar mai fi picat și altele. Plus, să nu uităm de scurgerile de la motor, care nu sunt ușor de rezolvat. Poate zici, a, da, sunt de la niște garnituri, o să le schimb. Da, dar când vezi că, de fapt, ca să ajungi la garniturile respective, trebuie să demontezi eu știu câte piese, parcă nu mai sunt doar niște garnituri. Deci, din start, 2800 de euro mașina, plus ce ar mai fi trebuit să înlocuiești la ea, v-am spus, anvelope, distribuție și așa mai departe, ai fi ajuns la un preț de... Ăsta e defect, băi, omule. Am zis că doar mi se pare mie că e defect, dar chiar e defect. Așa, să revenim. Deci 2800 de euro mașina plus ce ar mai fi trebuit să înlocuiești, nu mergea aer condiționat, garnituri, cred că te-ar fi dus mașina asta la 3800 de euro, 3900 de euro, ca nimic. Plus și ai mai fi descoperit ulterior, deci cu siguranță n-ar fi meritat. Bun, pe cam ăsta a fost videoclipul, sunt foarte curios dacă voi credeți că, da, acest taximetrist era de fapt un Samsar taximetrist sau că a fost doar impresia noastră, nu știu ce să zic, chiar sunt foarte curios care este părerea voastră. Vă reamintesc, dacă vreți să verificați o mașină pe Car Vertical, v-am lăsat un link în descriere cu 10% reducere, deci aruncați o privire puțin mai jos.
Bun, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați de un like, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați, normal. Și ne vedem data viitoare. Ciao!